Aceste 18 zile cât am stat imobilizat la pat, m-au învățat foarte multe lucruri. Adică Dumnezeu a folosit timpul ăsta ca să mă oprească din alergarea asta despre care vorbeai și tu și să-mi spună, uite, Dane, cam astea sunt lucrurile care contează. Salutare, dragi prieteni! Iată că vă spun bine ați venit la un nou episod din podcastul Prisme. Ca de obicei, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să urmăriți un nou episod de data aceasta cu Dan Pârvu. Dan Pârvu este un om cu care am putea dezbate și discuta o multitudine de subiecte și de la care eu personal am ne învățat foarte multe lucruri. Astăzi, totuși, ne oprim doar la câteva, pentru că timpul ne limitează și discutăm mai ales despre experiența pe care a trăit-o acum câteva luni, trecând prin această boală covid ca foarte mulți dintre noi. Dan a petrecut un timp în spital, aproape 3 săptămâni, în care a fost internat și ne povestește pe larg despre învățămintele pe care le-a tras din această experiență, despre lucrurile pe care Dumnezeu i le-a transmis acolo în spital, despre ce a învățat, despre cum a ieșit din spital mai puternic decât înainte, mai înțelept, spune el și sper să învățăm și noi de la el. Pe finalul episodului nu am putut să nu discutăm măcar un pic și despre veștile pe care le-am auzit în ziua în care am înregistrat episodul și anume conflictul armat din Ucraina. Nici eu, nici el nu suntem experți în geopolitică, nu suntem avizați să avem păreri în legătură cu acest subiect, însă am încercat să vedem puțin ce ar trebui să facem noi, drept creștini, în legătură cu acest conflict, cum să ne raportăm la el, ce să ne rugăm, ce să-i cerem lui Dumnezeu și cum să-i susținem în rugăciune pe cei de acolo. Așadar, acesta este episodul al nouălea din Prisme. Vă mulțumesc că sunteți aici! Bine ai venit, Dan! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, suntem fericiți și onorați să te avem aici! Onoarea e de partea mea, pentru că nu obișnuiesc să apar prea des pe net sau în alte părți. Eu știu că de obicei în spatele butoanelor și cu ocazia asta să amintim -mi un pic despre jocul pe care tu l-ai creat. Da, da, e un proiect care mi-e foarte drag, la care lucrez de vreo șase ani, cred. Încă nu-i gata, tot lucrez la el, dar a apărut de la uh, o tabără de adolescenți. Când colega mea de echipă de pe vremea aia, Simescu, m-a rugat să fac un fel de vrei să fii milionar cu întrebări creștine. Și ea se gândise la un fel de PowerPoint. Eu fiind programator, am făcut rapid, așa nu știu săptămână, două săptămâni, am făcut un prototip al jocului, s-a bucurat de un succes foarte mare și am tot lucrat la el de atunci. Bineînțeles, cu pauze, pentru că e un proiect de care n-am putut să mă ocup chiar atât de mult timp cât mi aș fi dorit. Dar cred că am investit în el câteva mii de ore până acum. L-am jucat și noi de câteva ori în biserică. Uh -huh. că a, a fost o, o premieră de succes când toată biserica a jucat și de la copii mici până la frati și de 80 de ani, toți și cam acolo entuziasmați, se numește Vrei să fii biblionar? Da, nu? da. Și este cu întrebări de cultură generală din scriptură, din Biblie, nu? Așa e, este o serie de 15 întrebări cu dificultate progresivă. Ai și niște elemente ajutătoare în cazul în care rămâi blocat, poți elimina o variantă greșită sau poți întreba un prezbiter, am zis eu, este... Bineînțeles, un prezbiter electronic care are o mare probabilitate de a da răspunsul corect. E programat intenționat, așa deci poate să răspundă și greșit. Cu cât întrebarea e mai dificilă, cu atât șansele ca răspunsul pe care îl dă prezbiterul să fie corect scad. Mm -hmm. Deci, la întrebări ușoare, aproape totdeauna răspunde corect. La întrebări grele, cred că e o probabilitate de 70% să răspundă corect. Deci, oricum, te ajută. Te ajută. Ai da. făcut singur toate întrebările, din câte am văzut sunt foarte multe, se repetă destul de rar. Da, da, le-am făcut singur pe toate și mi-a fost de mare ajutor fratele pastor Daniel Merceniu mm. care mi le a verificat. Nu mi-a și dorit să ies cu ele și să existe niște erori și chiar dumnealui a găsit câteva întrebări care nu erau neapărat greșite în sine, dar existau pasaje paralele în Biblie care te ajutau să vezi altfel lucrurile și faptul că uh -huh. că Dumnealui le știa mult mai bine decât mine mi-a fost de mare folos. Că erau oarecum interpretabile și ai vrut să fie exacte răspunsurile, nu? Da, da, adică de exemplu spune undeva Scriptura că Saul a domnit doi ani la Ierusalim și evident că nu poate fi adevărat lucrul ăsta și acolo în Biblia, în Biblia Corninescu sunt niște puncte-puncte și pur și simplu lipsește poate 22 de ani la Ierusalim. Uh -huh. Și atunci, întrebări de tipul ăsta uh -huh. mi-au fost semnalizate și mi-a prins tare bine. Pentru că atunci când ești acolo cu oamenii implicați în joc și cineva ce, dar nu e adevărat, dar nu e corect, dar de ce e așa? Da. Se strică toată atmosfera, e decredibiliza și jocul și uh, vrei să iasă cât mai bine. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Până acum pe unde l-am jucat uh, n au fost probleme de tipul ăsta. E public jocul, poate juca oricine, se uh, poate folosi de el într-o tabără sau. Nu, nu este public. În primul rând, nu este gata uh -huh. și în al doilea rând, uh, lumea m-a convins că măcar în perioada asta să nu-l fac public. Uh, eu am gândit așa, dacă Dumnezeu mi-a ajutat și pot să-l fac și sunt pasionat de el și vreau să ajungă la cât mai mulți oameni, hai să-l fac și să-l dau tuturor. Uh -huh. Și toți oamenii cu care am vorbit, inclusiv fratele pastor Daniel Merceniu, mi-au zis că fac o greșeală mare dacă îl dau gratis, pentru că lumea nu-l va aprecia. Uh -huh. Și atunci stau și mă gândesc acum la o soluție, ca atunci când va fi gata, să pot să-l... Pun la dispoziția tuturor celor interesați, fără însă ca el să fie disponibil pentru toată lumea. Știu că sunt două idei care sunt aparent în conflict, dar am în momentul ăsta un plan în minte, și dacă Dumnezeu o să vrea să-l binecuvânteze, putem atinge ambele deziderate mm -hmm. aparent contradictorii. Mm -hmm. Ai spus că l-ai făcut în timpul liber, l-ai da. construit. Um, sincer, mă întreb în care timp liber. Pentru că din câte te cunosc, faci foarte multe lucruri și, și uh, am vorbit acum câteva săptămâni să un, un, facem un episod aici la podcast și tocmai ce intra în sesiune. Mm -hmm. De unde e sesiunea asta la 20 de ani după ce ai terminat deja facultatea? De ce ai acum sesiune și de ce ai ales să te mai înscrii încă o dată la facultate? Da, sunt student în anul 4 la teologie și am ales să mă înscriu la vârsta asta la facultate pentru că de câțiva ani am început să înțeleg ce contează cu adevărat în viață. Adică atunci când ești tânăr, probabil că te gândești, uite, o să fac facultatea asta pentru că iubesc meseria asta, mă văd poate aducând o contribuție în domeniul ăsta sau pur și simplu vreau să am o viață liniștită, să am un confort financiar și ai fel de fel de motive valide până la urmă pentru care vrei să urmezi o anumită facultate. Însă, acum câțiva ani am stat și m-am gândit ce contează cu adevărat în viață. Adică dacă ar fi să trag o linie și să spun, Uite, în viața mea, a contat cu adevărat sau este foarte important sau ar trebui să conteze cu adevărat următoarele lucruri. Și când am Făcut în mintea mea lista asta, nu mi-au ieșit prea multe lucruri de parte de Dumnezeu. Și am înțeles că trebuie să-L caut mai mult pe Dumnezeu, iar facultatea de teologie a fost o mare binecuvântare, dincolo de provocările pe care ea le-a introdus. Deci o faci strict ca să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine? Sau în vederea unei slujbe într-un într -un domeniu, dacă să-L crești ca pastor sau... Uh -huh. Gândesc un pic diferit acum față de felul în care gândeam acum 20 sau 30 de ani, în sensul că aștept să văd ce face Dumnezeu. Înainte încercam cumva să-mi schizez eu planuri pe termen mediu și lung și să-mi croiesc cumva un drum în viață. Acum am învățat și încerc să experimentez lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac un lucru, mă duc și îl fac. Și Pur uh -huh. și simplu nu nu știu ce va fi. De exemplu, acum... Vreo lună mi s-a propus să păstoresc o biserică mică undeva lângă București și am început să mă rog i-am zis persoanei respective nu știu încă vreau să mă rog pentru asta m-am rugat și mi-am dat seama că sunt foarte bine ancorat în biserica locală și că n-aș putea să plec de aici fără să tulbur niște domenii în care sunt implicat și atunci am zis. E clar că nu este acum și nu este pentru mine oportunitatea asta. Dacă ea e de la Domnul, Domnul va păstra, dacă va dori va scoate alta. Deci, gândesc mult mai detașat și mai relaxat acum și zic, eu fac facultatea asta la care am convingerea că Dumnezeu m-a trimis, pentru că am avut niște semne pe care le-am pus Domnului, trei semne diferite și valide, zic eu, și toate trei au fost împlinite de Domnul. Și atunci m-am înscris. Și dacă el a vrut să mă înscriu aici, el știe ce vrea să facă mai departe cu mine și eu aștept să-mi spună și mie. Și când va considera el că e momentul să-mi spună, o să-mi spună și eu o să fac cu ajutorul lui. Bănuiesc că având convingerea asta că faci voia Domnului urmând facultatea asta, te ajută în sesiune să înveți. Bănuiesc și văd la mine, cu cât trec mm -hmm. anii și am terminat și facultatea acum patru ani, mm -hmm. deja nu cred că aș mai avea chef să stau să învăț ca acum 5-6 ani. Poate nu mai am nici energia aia, poate nu mai văd rostul, nici starea de spirit necesară să stau să învăț. Dar bănesc că având convingerea asta te ajută, nu? Da, eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că am o capacitate de memorare acum, la 51 de ani, mai mare decât o aveam la 20 sau 30 de ani. E numai minunea pe care a făcut-o el și sunt surprins și smerit și onorat de faptul că el mă ajută să rețin mult și bine acum, pentru că mi-amintesc că în liceu clar aveam o mare tulburare de atenție, deci nu puteam să mă concentrez mult asupra materiilor, nici nu mai vorbesc. Da. Deci nu, nu mi-e greu. Îmi este mai ușor, mult mai ușor decât credeam și m-am speriat gândindu-mă că vin greaca și ebraica despre care știam înainte să încep școala, dar Dumnezeu mi-a ajutat să trec cu bine și prin ele. Te simți vreun pic intimidat că ai numai colegi tineri și poate ești cel mai experimentat dintre ei sau simți o presiune să iei cea mai mare notă? Ai fi surprins să vezi colegii. Da. <laughs> Suntem cam de aceeași vârstă. Sunt și câțiva mai tineri, dar foarte mulți dintre ei sunt oameni care probabil că au înțeles ce am înțeles și eu mm -hmm. și anume că tot ce contează de fapt e Dumnezeu. Da, e o facultate atipică din punctul ăsta de vedere. Da. Poate da. că probabil că mulți nu o fac ca să profeseze, ci o fac din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a aprofunda Biblia, de a învăța mai multe. Da, eu fac forma de învățământ la distanță, uh -huh. care pare fi construită dintr-o abordare asta mai superficială a materiei, dar uh, nu e deloc așa. Nu mai zic că fiind COVID și toate altele se fac peste tot cursuri la distanță, însă ne-au zis mai mulți profesori că de la noi se cere mai mult decât de la cei de la zi prin simplul fapt că ei sunt prezenți acolo hmm. în sală, iar noi trebuie să fim prezenți acasă același număr de ore în fața cursurilor. Hmm. Da. Interesant asta. Da, iar colegii mei, deci la forma asta la distanță, au în medie peste 40 de ani. Deci nu mă hmm. simt bunicuțul cel care stă într-un colț al clasei și se uită mirat la puștii de lângă el. Da, când am făcut eu medicină și aveam un coleg de vârsta ta, mm -hmm. îl vedeam așa ca, ca pe un profesor și de obicei erau cei mai bune, aveau cei mai bune note și nu înțelegeam cum, de ce. Unii aveau copii, unii aveau deja nepoți și nu înțelegeam de unde atâta timp și energie să mai și învețe pentru medicină. Da, e un avantaj când te duci la facultate târziu, ai un mega avantaj și anume acela că pare avea experiență. Domnul să-i binecuvânteze pe studenții de la zi, cei mai mulți sunt tineri, la 18-20 ceva de ani, cred, din ce am văzut. Dar mă gândesc când ai terminat facultatea, dacă ai 50 de ani și el are 20 și lumea se uită la tine și o să spună, uite, un pastor cu experiență, luăm mm uh ăsta, -huh. la fel ca și medic, nu? Dacă termin medicina la 60 de ani, lumea o să spună, voi, păi are 10 de ani de practică, fără să știe că săracul abia a terminat și el da. acum școala. Deci e, vârsta are și avantajele ei. Așa -i. Da. Um. Să vorbim despre perioada de acum câteva luni în care tu ai trecut prin, prin COVID. Uh -huh. um, ai avut câteva minute în biserică în care ai vorbit un pic despre perioada asta. Eu personal am fost uh, a fost atins în, în mod personal și impresionat de mesajul tău uh -huh. și cred că merită spus la scară un pic mai largă. Uh, și merită să să rămână înregistrată experiența ta, pentru că mi se pare o experiență și o perspectivă din care mulți avem de învățat și eu personal am, am învățat ceva din, din perspectiva ta. Um, nu e locul aici în care să dezbatem lucruri despre vaccin, COVID și așa mm -hmm. mai departe, dar este real faptul că tu ai trecut prin, prin boala asta și povestești un pic cum... cum cum a început și cum, cum ai ajuns să, să fii internat în spital? Păi, a început într-un mijloc de transport în comun, unde soția mea a luat virusul ăsta, a venit cu el acasă, ne-am îmbolnăvit toți. A, eu a, nu am reușit să iau tratamentul potrivit la timp, pentru că medicul nostru de familie de atunci N-a binevoit să ne sune în ciuda faptului că ne-am programat. Nu ne-a sunat nici azi, după 3-4 luni. Deci nu ne-a sunat, nu s-a interesat de noi și atunci noi am rămas cumva pe tratament din ăsta de la prieten, de la cunoștințe, de specialitate, dar nu luat în prompt, nu la timp. Mm -hmm. După 8 zile în care aveam febră mare seara... Stăteam, era o sâmbătă noaptea, stăteam și mă rugam, eram în pat, zăceam mai tot timpul și mă rugam și ziceam, Doamne, ce să fac? Care-i pasul? Să mă duc la spital sau să nu mă duc la spital? Și noaptea aia de sâmbătă spre duminică am avut convingerea că trebuie să plec la spital. Deja mi era destul de rău, împlământ nu mai funcționa, mi s-a întâmplat să fiu gata să cad din picioare, Adică mi s-au mai brusc genunchi în timp ce mergeam prin casă și m-am ținut de niște mobile. De două ori mi s-a întâmplat treaba asta. Și m-am dus la Victor Babeș. Ei mi-au făcut un control. Păream destul de ok și m-au întrebat dacă vreau să mă internez. Pentru că atunci aveam oxigen bun. Cred că 98 aveam. Adică nu aveam eu nici... Când eram sănătos atâta oxigen. Cine știe ce se întâmplase atunci. Și parcă îți venea să spui hai înapoi acasă, dar eu, fiindcă mă rugasem și știam, mă simțeam și bine atunci, dar fiindcă m-am rugat și am înțeles de la Dumnezeu că trebuie să mă duc, am zis da, internați-mă dacă se poate și m-au internat, a fost foarte bine, am stat 18 zile în spital pentru că plămânul ăla nu funcționa și nu voia să și activitatea. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a reparat, am făcut și spirometrie și am avut 108%, deci mulțumesc domnului, s-a însă aceste 18 zile cât am stat imobilizat la pat, m-au învățat foarte multe lucruri. Adică Dumnezeu a folosit timpul ăsta ca să mă oprească din alergarea asta despre care vorbeai și tu și să-mi spună, uite, Dane, cam astea sunt lucrurile care contează. Și unul dintre primele lucruri pe care l-am înțeles acolo a fost cel legat de familie. Cât de importantă este familia, cât de binecuvântați suntem pentru că avem o familie, și totuși, cât de puțină importanță acordăm familiei. Și ai ajuns la realizarea asta, la concluzia asta, în lipsa familiei, nu? Odată ce nu ai putut să mai fii zilnic alături de soția și de fata ta, uh -huh. ai realizat că există totuși un minus și că nu-l apreciai, poate, nu apreciai familia la așa cum în spital ai ajuns să o apreciezi, nu? Da, vezi, noi suntem apropiați, adică stăm împreună, petrecem mult mm -hmm. timp împreună, de exemplu am lucrat cu soția mea de când ne-am cunoscut și până acum vreun an, doi să zic, tot timpul împreună și chiar erau oameni care ziceau, bă, dar nu vă plictisiți, adică și la serviciu împreună și acasă împreună, nu v-ați săturat unii de alții și nu, nu te saturi dacă stai cu omul pe care îl iubești. La fel cu fica mea, am fost binecuvântat să o văd crescând sub ochii mei atâția ani. Și, deci aveam oricum o relație peste medie, să zicem, uh -huh. familială. Însă, înveți să înțelegi, de exemplu, că atunci când te sună soția ta și tu îi spui, n-am timp acum, hai că vorbim mai încolo. Sau când fica ta vine să stea de vorbă cu tine și tu stai de vorbă cu ea 10 minute, și că cam treabă. Te privezi de niște momente care... Nu se vor mai întoarce, nu se reîntorc. Și mi s-a întâmplat după aia, fiindcă am învățat aceste lucruri în spital, să vină fica mea să ai păia ceva de povestit. Și să stăm, nu știu, două, trei ore de vorbă, și o să am la treabă, și foarte presantă de făcut, și să zic, lasă. Că treaba aia va fi făcută și ea. Stai mm. cu fica ta acum, bucură-te de ea, stai în prezența ei și fii fericit că ai o familie și petrece timp mm. cu oamenii ăștia. Și că e o vorbă nu știi exact ce ai până când nu-l mai ai. Da, da. Și de multe ori, și poate și mie, mi se pare că e un clișeu. Toată lumea zice asta, dar nu e chiar așa. Uite că tu spui din experiența ta că chiar așa e. Și uh, au fost doar 18 zile, n-au fost ani întregi în care să trăiești fără familie, dar au fost de, de ajuns pentru tine, nu? 18 zile. Da, și culmea știi care că nu neapărat zilele astea, uh, adică nu am simțit o mare pierdere pentru că au trecut zilele astea fără mm. să le văd pe fetele mele, ci mai degrabă în zilele astea am înțeles cât de valoroasă este prezența lor. Și faptul că suntem tentați să ni se pară normal că avem o familie, că îi pasă cuiva de noi, că cineva ne-a făcut o ciorbă că cineva vine și pur și simplu și stă lângă noi pentru că îi place de noi. Da, cam astea sunt câteva lucruri legate de uh, familie. Familia este importantă, un truism care l-am mai auzit de milioane de ori, dar da, e foarte important să-i prețuim pe cei dragi și mă gândesc și la familia extinsă, uh -huh. pentru că nu știm cât mai suntem noi pe aici sau cât îi mai avem printre noi. Mi se pare greu, uneori ajung și eu la astfel de realizări, în astfel de momente mai grele și zic, Păi, ce important este să fac nu știu ce și apoi faci două, trei zile și uiți experiența respectivă uh -huh. și te întorci iarăși la obiceiurile vechi și uiți că de fapt ai promis că vei prețui mai mult timpul cu familia și că vei fi mai dedicat și așa mai uh -huh. departe și te întorci de unde ai plecat. de trebuie să ne reamintim. Cred că aproape oricine face asta și eu fac asta și am perioade în care poate n-am atâta răbdare și sunt grăbit și sunt multe proiecte care mă presează și nu-mi vine să le las pe un plan secundar. Dar trebuie să ne reamintim periodic și să ne pocăim, dacă vrei, și uh -huh. din perspectiva asta. Ai reușit să interacționezi cu cei din salon? Bănuiesc că n-ai fost singur acolo în, în salon. Da. Ai avut da. colegii de celulă? Am, am avut, hai să zicem, colegi de container, că nu era chiar, n-avea grat, era o ușă din asta de termopan cu un geam care dădea spre hol și cam asta era fereastra prin care avea lumină. Da, <laughs> nu era da. la izolare. Da, da, nu, era și un o fereastră din asta care dădea în exterior mm -hmm. și când deschideai geamul te uitai și vedeai un container în fața <laughs> ta, dar oricum ridicai în sus capul așa și vedeai o bucată de cer. Mm -hmm. Deci nu eram complet izolat. când am ajuns acolo, am întâlnit un domn de vreo 30-40 de ani care era foarte stresat pentru că nu îi dădea drumul doctorul să plece, trecuse prin tot tratamentul, dar avea niște analize proaste, cred că de prea mari și doctorul îi zice, stă, mai țin o zi, hai încă o zi, hai așa, și la a ținut vreo două zile, era scos din sărită, nu mai rezista, era un cazan aflat sub presiune, dar până la urmă a plecat pe propria semnătură, deci n așteptat să fie tot ok și a plecat, n-a mai stat acolo. Am apucat să vorbesc cu el despre Dumnezeu, un pic. Avea o mamă credincioasă, l-am încurajat să stea alături de mama lui și să învețe de la ea despre Dumnezeu. N-am reușit să creăm în această, nu știu, poate o zi jumate, n-am reușit să creăm niște punți foarte mari, după care a venit un coleg nou de cameră cu care am stat până la sfârșit. Și care a fost foarte trist când am plecat, adică așa cu ochii înlăcrimați, că ce se face, el mai avea de stat o zi sau două după mm -hmm. mine și ce se face el acum că nu mai sunt eu acolo. Și Dumnezeu mi-a făcut bucuria să văd cum lucrează în viața acestui om, care a venit cu atitudinea asta, n am urât pe nimeni, nu-s păcătos, ce mari lucruri am făcut mm -hmm. eu. Până la se pocăi așa ca filme dacă vrei și lauzeam rugându-se și dimineața abia aștepta să mă trezesc ca să mai îmi pună întrebări. Dar ce zice în Biblie de acolo? De ce spune așa? Și povesteam Biblia. Ce m-a bine dispus după aia, uh, mi-am dat seama când am ajuns acasă vorbeam foarte tare. Colegul meu de cameră era un om din mediul ăsta rural. Uh, și el era genuinimos, așa mai coleric, și vorbea tare, fără să vreau, stând cu el la zile, am început și eu să vorbesc tare. Și mă bine dispunea, pe urmă, faptul că uh, auzeam colegi, colegul din stânga, că spunea că trebuie să citească și el Biblia mai mult, sau așa, și eu nu îmi dădeam seama de ce oare, dar prin containerul ăla se auzea tot, adică eu când vorbeam cu colegul meu, auzeau și ăștia din stânga și din dreapta, și... Uh, ce să zic, Dumnezeu a lucrat uh, într-un mod minunat în viața acestui om și în viața mea, grație uh, felului în care l-am văzut transformat și a ajuns de la a spune că el nu are păcate la a mărturisi niște păcate foarte grave și efectiv vedeam cât de rău îi pare și își dă seama uh, ce mult rău i-a făcut soției lui, de exemplu de unde venise cu sintagma cu n-am omorât, uh -huh. n-am... Așa. Da. Sunt curios. E clar că într-un fel altul Dumnezeu a vrut ca tu să fii acolo în camera respectivă ca să vorbești cu omul ăsta. Uh -huh. Poate pentru el a fost uh, lucrul care du va duce la schimbarea vieții lui și la mântuirea lui. Ai spus inițial că ai, ai avut convingerea de la Dumnezeu că trebuie să mergi să te internezi în spital. Uh -huh. Sunt curios de unde a venit convingerea asta acum. Adică nu-i convingerea să mergi la o facultate, că adică să faci ceva de plăcere. E convingerea uh -huh. de a te duce și a te supune la trei săptămâni aproape de izolare, de departe de familie, uh -huh. într-un mediu destul de ostil. Cum, cum ai ajuns la concluzia asta? Da, e... Uh destul de greu să vorbim despre călăuzire și să dăm o rețetă a succesului. Da, sunt adică, contexte personale. Da, da, adică Dumnezeu poate să ne vorbească prin scriptură, prin alte persoane, da. să uh, facă o minune, un miracol care să ne călăuzească într-o anumită direcție. El știe cum. Ce am văzut eu și Dumnezeu mă onorează și mă smerește făcând un binecuvântare asta este să pun în mintea mea lucruri care trebuie făcute sau nu. Pur și simplu, azi nu știu nimic și peste 5 minute știu foarte clar că trebuie să fac asta. Știu că e de la Dumnezeu. Și așa îmi vorbește mie Dumnezeu. Nu e, cum zic, o rețetă. Nu așa trebuie să se întâmple totdeauna, dar așa m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu până acum. De fiecare dată când a trebuit să fac ceva și nu eram absolut convins, Dumnezeu îmi pune în minte fie o pace din asta care întrece orice pricepere, cum spune Scriptura, și știu că trebuie să fac lucruri așa, că de la Domnul și va fi bine, sau din contră o tulburare care îmi zice nu, nu e bine, nu se va întâmpla ceva bun din asta. Și, surprinzător, asta vorbește Domnul și pentru cei apropiați mie, și cu binele și cu rău. Știți că în faptele Apostolilor, când Petru era în închisoare, spune că Biserica se ruga ziua noaptea pentru el. Tu nu ai fost în închisoare, ai fost doar în izolare câteva săptămâni, uh -huh. însă știu că toată biserica se ruga pentru tine și probabil că și alte biserici. Uh -huh. Ai simțit rugăciunile noastre în vreun fel? Ai simțit că frații și surorile din biserică te susțin în, în, prin boala aceasta, că îți susțin poate și familia? Și... Da, am simțit și mi-a fost rușine de mine însumi. Pentru că mi-am dat seama, iată, aparțin unei comunități vii, preocupate de mine, iar eu sunt destul de indiferent. Nu zic că nu m-am rugat când s-a zis rugați-vă pentru cineva, dar au fost multe persoane, mulți frazi, multe surori care uh, au trecut dincolo de lucrul ăsta, de rugăciunea asta uh, superficială, dacă vrei. Au fost oameni care m-au ajutat practic, oameni care au postit pentru mine, oameni care s-au gândit la mine, mi-au trimis mesaje de încurajare, m-au sunat să mă întrebe ce să fac, cum mai sunt și așa mai departe. Deci sunt uh, extraordinari oamenii care acționează ca o biserică. Am simțit că aparțin într-adevăr trupului lui Hristos. Și eu am simțit lucrul ăsta și m-a smerit experiența asta. Și mm -hmm. eu și soția mea am trecut prin, prin COVID, a trebuit să ne izolăm, a fost acasă, nu a fost un mm -hmm. caz prea grav. Însă, deși nu aveam mari probleme de sănătate, mm -hmm. prin fiecare zi am primit mâncare de la niște persoane anonime din biserică, care nu au dorit să se știe mm -hmm. cine sunt, am știam doar cine ne livra mâncarea. Și persoana respectivă a zis, nu pot să vă spun de la cine este. Noi am vrut să știm de la cine este ca să putem să mulțumim în mod personal. Și au zis că nu vor să se știe. Uh -huh. Sunt câțiva frați și surori implicați în asta care zilnic gătesc pentru toți cei care trec prin izolare și zilnic livrează. Pentru mine a fost o experiență care m-a smerit, uh -huh. pentru că mi-am dat seama că ce fac eu pentru comunitatea din care fac parte pentru biserică este infim uh -huh. în comparație cu ce fac alți frați și surori. Da, vezi, Dumnezeu folosește încercările astea ca să ne smerească și eu am privit COVID-ul ăsta de la început ca fiind ceva trimis de Dumnezeu ca să mă smerească, fiindcă nu cred într-un Dumnezeu din ăsta uh, rău care te pândește cu joarda și ia să-i mai trag una pe spinare, ci pur și simplu într-un Dumnezeu iubitor, într-un părinte cald care ține la tine și care va face tot ceea ce depinde de el ca tu să ajungi cu bine la capătul cursei pe calea asta îngustă. Și de fiecare dată când mă îmbolnăvesc, când vine ceva peste mine, bine, nu mă gândesc acum că, nu știu, am ieșit în mai o afară și am răcit și Dumnezeu mă pedepsește, okay. ci când vine o boală din asta neprovocată, nu pot să nu mă întreb printre primele întrebări, Doamne, ce vrei să fac, ce vrei să schimb, ce e rău. Și okay. să fiu atent, să încerc să văd și iată că Dumnezeu te smerește și trimițându-te la spital și trimițându-ți mâncare, uh -huh. Dumnezeu e bun. Am auzit de mult o predică pe tema asta și mereu încerc să-mi o amintesc, dar aproape mereu o uit. Uh -huh. Spunea cel care predica că atunci când trecem creștini fiind printr-o încercare, reacția naturală, firească și logică este să faci tot ce ține de tine ca să ieși cât mai repede din încercarea respectivă, să găsești un mijloc de a ieși, nu? E da. natural. Când, de fapt, ideal ar trebui să punem pauză și să spunem Doamne, ce vrei să mă înveți înainte mm -hmm. să ies din încercarea asta? Pentru că dacă ies, poate că am ratat foarte multe lecții. Mm -hmm. Și mie mi-e frică și de faptul că dacă nu ești un elev silitor, s-ar putea să dai mai multe teste. Știi? Dacă nu înveți la timp. <laughs> da, da. Uh, da. Un alt lucru important pe care l-am învățat în perioada asta în care a fost în spital... Este că trebuie să prețuim timpul. Că avem un timp limitat la dispoziție aici pe pământ și trebuie să avem grijă cum îl administrăm. Cred că nu știu dacă exact cea mai virală imagine a anului trecut pe net sau printre cele oricum a fost un pătrățel. De fapt, un pătrat în care erau nu știu câte pătrățele, fiecare dintre ele echivalând o săptămână a vieții unui om. Și omul ăla a calculat el cam câte săptămâni sunt, nu știu, în 80 de ani și a colorat câteva pătrățele și aici, uite, ești cam pe aici, ce o să faci mai departe? E, imaginea asta nu întâmplător, cred eu, a ajuns virală. Cred că trebuie să ne oprim mai des și să ne punem întrebarea cam câte pătrățele mai am până la sfârșitul vieții mele. Și am citit o carte în format electronic acum vreo 5-10 ani, Do More Better, for mai mult, mai bine lui Tim Chalice care e un om al lui Dumnezeu. Și dincolo de cărțile astea de creșterea productivității laice, la omul ăsta vine cu niște principii biblice. Și e un om care mie îmi place, să citesc și postările pe blog deseori. Și el spune așa, ia-ți o foaie de hârtie și începe să scrii ce faci în fiecare zi. Și scrii luni, nu știu, iau micul dejun, mă întâlnesc cu prietenii, plec la serviciu, mă duc la biserică. Mă plimb prin parc, mă întâlnesc cu nu știu cine și iați și scrieți structura tipică a unei săptămâni. Ce faci tu în fiecare zi pe foaia După care gândește-te care dintre activitățile astea sunt utile și ideea este că noi dacă suntem onești și ne trecem acolo și nu știu că stăm pe Instagram Jumătate de oră pe zi. Și trecem cât stăm, sau două ore, că stăm pe, nu știu, TikTok, trei ore, că ascultăm un podcast care ne învață cum să. nu știu, elemente de programare neurolingvistică, cum să identificăm ce fac, îi la studiindu-le gesturile, mm -hmm. să ne dăm seama că cineva ne minte, fiindcă stă cu capul mai spre stânga sau mai spre dreapta, sau și să vedem câte din astea. Sunt valoroase și să separăm, practic asta ne învață, timp Celis, de aia zice să faci mai mult, mai bine, e paradoxal, nu? Cum să hmm. faci mai mult și mai bine cu tot atâtea ore? Păi, simplu renunțând la astea care nu sunt importante. Și el zice că sunt trei tipuri de activități. Sunt din astea care trebuie neapărat făcute și trebuie neapărat făcute de tine și la -alea la rămâi, îți Alea rămân în calendar. Există activități care trebuie neapărat făcute, dar pot fi făcute de alții, nu se dărmă universul fiindcă nu le mai faci tu și palea poți să le delegi, să le dai altora care poate fac o treabă și mai bună decât tine și activități pe care nu trebuie să le faci, la care trebuie să renunți. Și atunci dintr-o dată ți se eliberează calendarul. Te trezești că ai foarte mult timp pe care să-l folosești făcând lucrurile care contează cu adevărat. Mm -hmm. Cum ar fi? Să stai cu familia. Știi? Mm -hmm. Și știam sistemul ăsta, dar când am ajuns acasă, imediat, chiar în ziua în care am ajuns, aveam o doză fantastică de energie și mi-am mi -am făcut curățenie în plenerul electronic pe care îl folosesc. Cred că s-au dus cam jumătate dintre activități, având deja principiile astea în minte, cam jumătate din ce era în fiecare zi a dispărut. Pentru că erau foarte multe pe care nu trebuia de fapt să le fac eu sau chiar nu trebuia să le facă nimeni inițial ai zis că aplici filtru ca să vezi lucrurile importante uh -huh. și apoi ai zis ca să vezi lucrurile valoroase. Uh -huh. deci, mi se pare esențial să știm la ce ne raportăm, adică care este uh -huh. uh, sistemul de referință. Știi, poate zic e important pentru mine să cunosc câte insule sunt în Pacific. Este. Să mi cresc cultura generală. Sigur. Dar este valoros adică uh -huh. să... E o diferență, nu, între import, da, ce da. cred eu că e important. Că, uite, tu te-ai înscris la facultatea de teologie, uh -huh. poate că nu este important pentru tine să-ți crești cunoștințele, dar este valoros pentru că îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, nu? Da, aș spune că e important să facem anumite lucruri uh, pentru că așa a lăsat Dumnezeu să fie ele uh -huh. făcute. De exemplu, este important să mergi la serviciu. Dacă ești bărbat și aflu că tu stai acasă, că e mai valoros pentru tine să te uiți la televizor, uh, nu o să mă bucur. E ceva șubrit. Da, da, deci sunt lucruri care trebuie făcute. Dumnezeu nu ne-a învățat să stăm liniștiți pe canapea și să ne concentrăm asupra împărăției și să nu facem nimic altceva. Decât dacă trăim din asta, adică dacă asta e activitatea noastră, nu să stăm pe canapea, ci ieșim și mergem, stăm cu băștinașii, mâncăm frunze împreună cu ei și atunci nu ne trebuie un salariu foarte mare. Deci sunt lucruri care trebuie făcute, sunt importante, și lucruri pe care, de exemplu, timpul cu familia, și ăsta îi zice că e de nelipsit. Dar dacă tu nu-i asignezi valoare, dacă pentru tine nu e valoros, nu o să spui că e important și nu o să vrei mm -hmm. să-l faci. Așa că zic că valoros e ceva ce ține de convingerile mele. Iar important este conform normelor scripturii, societății și așa mai departe trebuie făcut. Te-a ajutat timpul ăsta în spital să îți dai seama că universul continuă și fără implicarea ta în anumite domenii? Mai să știi că mai venea și mă... Adică, după ce trecuseră vreo 14 zile, cât era durata standard a tratamentului, venea Asistenta medicală și, de fapt, doctorele erau două doamne doctor care se ocupau de mine, și mai veneau și o întrebam: aveți idee cam când o să plec? și ziceau mai vă ținem o zi sau două, că încă nu sunt bune niște analize, și de era erau problema, uh -huh. și era nevoie să iasă sub o anumită valoare analiza aia. Și uh, eu mă gândeam, am atâtea lucruri de făcut, mă așteaptă atâtea. Și uh, femeile aici ce au știți, zice merge, nu, nu se întâmplă nimic, stați în știți? zice, dacă e nevoie, cineva are nevoie de ajutor, fantastic, groaznic, acum, momentul ăsta, suna la salvare, suna 112, mm -hmm. nu e nevoie. Și da, părea că e foarte presant și important să fiu la timp și chiar era, dar Dumnezeu a lucrat și a făcut în așa fel încât să nu se frângă nicio relație de mm -hmm. afaceri, de exemplu, care mă Ăsta era un exemplu care mă frământa pe mine atunci. Aminti mai devreme, în fugă, că ești convins că Dumnezeu a îngăduit să fii tu în spital pentru că ai avut de învățat niște lecții de acolo și ai amintit despre lecțiile astea importante? Da, vezi, eu, eu n-aș folosi cuvântul îngăduit. Știu că e foarte popular. Okay. Pentru că în cultura noastră a îngădui înseamnă lăsa să se întâmple ceva ce tu nu ți-ai dorit neapărat să se întâmple. Și noi cred că vrem să-i creăm lui Dumnezeu o imagine din asta de bunicuț binevoitor. Adică, uite, el n-ar vrea să se întâmple lucrul ăla, dar l-a lăsat până la urmă de la el, a îngăduit. Eu așa văd cuvântul ăsta. Aș spune, a planificat. Uh -huh. Cred că îl folosim de teamă să nu spunem că Dumnezeu te-a trimis în spital. Da, da, așa e. Dumnezeu m-a trimis în spital. Da. Poate de teamă să nu fie interpretat cumva... Să zic ce Dumnezeu ai tu, Dane? Exact, cum adică te trimite adică Dumnezeu în în spital? Mai ești la teologie, te-a trimis a, în spital. Da. Cum să facă Dumnezeu una ca asta? Sigur că face. El face tot ce vrea. Adică alternativa pentru mine ar fi să zic nu Dumnezeu a vrut, ci să zicem diavolul a vrut. Și noi vedem în Iova, acolo unde se dă un pic la o parte perdeaua și vedem în interiorul împărăției lui Dumnezeu că diavolul este... Subalternului Dumnezeu, nu? Se face. Supune în toate, da, nu poate să facă nimic dacă Dumnezeu nu vrea să facă. Uh -huh. Și mi-a plăcut imaginea asta, așa mi-am închipuit eu că e ca un câine pe care Dumnezeu îl ține în lanț și el dă drumul lanțului cât e nevoie, dar spre binele celor care sunt copiii lui. Deci, da, și suferința, și boala, și moartea, toate lucrează spre binele nostru, dacă suntem copiii Domnului. Nu intră asta în contradicție cu. Ceea ce știm atât de bine și ne place să spunem și anume că Dumnezeu este dragoste și că dragostea este din Dumnezeu, da. intră în contradicție? Aparent, aparent intră în contradicție, dar noi nu înțelegem dragostea. Gândește uh -huh. cât de egoiști suntem noi în dragoste. Uite, ești căsătorit, la fel ca și mine. Hai să presupunem că diseară când ajungem acasă, soțiile noastre ne zic, iar ai venit mă acasă? Cred că te-ai uitat foarte surprins, nu? Pentru că dragostea ta e bazată pe reciprocitate și asta văd la Dumnezeu și este uluitor că Dumnezeu, cum spune Scriptura, ne iubea și când nu-L iubeam noi și fantastic ne iubește chiar și azi, când noi ne comportăm deseori ca și când nu L-am iubit. Deci noi nu putem să înțelegem de fapt dragostea așa cum vine de la Dumnezeu. Putem vedea o umbră și simți și experimenta și încerca să oferim o umbră a dragostei lui Dumnezeu, dar nu putem să ne comparăm cu cel care e dragoste. Deci, noi nu înțelegem dragostea. Și nu putem să ne... Uh, și cu mințile noastre limitate să înțelegem cum lucrează Dumnezeu spre binele nostru veșnic. Uh -huh. Da, noi vrem un bine din ăsta prezent, rapid. acum. Să-mi fie bine acum, da. să fiu bogat, să fiu sănătos, să n-am probleme, adică Evanghelia Prosperității. Da. Dacă ne uităm în Scriptură, Vedem că oamenii din primul secol nu aveau nici... Nu. Își puneau problema să fie bogați, să fie mm -hmm. sănătoși, își puneau problema să-L slujească pe Domnul. Și asta este, dacă vrea, treia direcție în care am mers cu gândul când am fost în spital. Faptul că trebuie să-L cunosc mai mult și mai bine pe Dumnezeu și mi-a fost rușine, am întâlnit stând într-o noapte, am descoperit site-ul lui William Craig, care este un teolog și filozof american. Și am citit așa cu foame câteva zeci de articole ale lui, de fapt răspunsuri la întrebări puse de alții și mi-a fost rușine de felul în care studiez eu Scriptura. Pur și simplu, mi-a fost rușine de mine. Am zis, uite, tu te credeai mare student al scripturii și ce sistem ai tu și cum stai tu și te uiți și te analizezi texte și așa. Și când am văzut cum studiază omul ăsta scriptura ca să răspundă la întrebarea unui ateu sau creștin, mi-a fost pur și simplu rușine de mine. Și am zis, Dumnezeu e atât de important și tu te apropi de cuvântul lui într-o manieră atât de superficială. Ți-a lăsat cuvântul ăsta ca să-l înțelegi pe Dumnezeu și tu zgării doar o poșghiță deasupra și zici că ai priceput ce e acolo. Și lucrul ăsta m-a determinat să încep să studiez și eu scriptura mai serios. Cât mi-a dat Dumnezeu, cu abilitățile pe care mi le-a dat El? Cred Asta... că din modul acesta superficial de a încerca să înțelegem natura lui Dumnezeu, scriptura, izvoresc erori de genul Evanghelia prosperității și uh... Egoismul ăsta de a considera că dragostea Dumnezeu se manifestă față de noi doar prin lucrurile bune, dar nu și prin cele rele care vin și pe care le considerăm noi rele într-un fel. Poate că considerăm o nedreptate, suntem creștini, ne facem treaba foarte bine și Dumnezeu mă lasă să fiu în spital și poate pe unii aproape să moară în spital de COVID și alte boli și de ce, nedrept, nu? Că, e, e un mod superficial de a-l de a percepe pe Dumnezeu? Da, da. Cred că avem o mare problemă, și cred că e generalizată la nivelul întregii țări. Și anume că Dumnezeu este, a ajuns să fie perceput ca un auxiliar al omului. Nu declarăm asta. N-am auzit predici, predicatori spunând lucrul ăsta, dar cred că da. Dumnezeu e văzut ca un mijloc prin care să ne atingem scopurile. Ca o. Un duh din lampa lui Aladin, dacă vrei. În ce sens? Păi uite, mă gândesc așa, eu să dăm filmul înapoi și să zicem că am 20 ceva de ani și mă gândesc să mă căsătoresc. Și eu o să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea o fată bună. Și îmi dea Dumnezeu o fată bună. După care eu vreau să îmi uh, găsesc un loc de muncă bun dacă încă nu am. Și eu o să mă rog ca Dumnezeu să-mi găsească un loc de muncă bun după care o să mă rog să-mi ajute Dumnezeu poate să găsesc o slujire bună și Dumnezeu o să facă în așa fel încât o să slujesc undeva în biserică. Și ai zice, păi, ce e rău în asta? Cer numai lucruri bune, nu? Dacă te rogi să fie și un serviciu bine plătit, să-ți ajute Dumnezeu să știi ce mașină să alegi, să fie una folosită spre slava Domnului și să nu ai accidente cu ea. ce lucru rău să te rogi așa? Nu. Dacă rogi ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu uh, pricepere, să fii un om înțelept, să poți să dai sfaturi bune. ce rău? Știi ce e rău în toată treaba asta? Că toate sunt despre mine. Și în tot ce am zis Adinaori, nu e nimic despre Dumnezeu. Și cred că avem această stare de amorțeală ca națiune și ca biserici, pentru că, de fapt, noi nu mai înțelegem că tot ce se întâmplă e despre Dumnezeu. Dacă dăm filmul în urmă cu 2000 de ani și ne gândim la creștinii primelor secole, oamenii nu erau preocupați să-și iau o mașină mai bună, să aibă, nu știu ce, boxe în biserică, să poată să își cumpere, eu știu ce, case cu nu știu câte camere și cu nu știu câte băi. Oamenii erau interesați să ajungă la sfârșitul alergării. Păi mântuirea interesa și atât nu îi preocupa să aibă o viață mai bună, adică viața lor era despre Hristos. Și mulțumesc Domnului pentru oamenii care azi trăiesc așa, dar nu sunt aici printre noi. Oamenii acum sunt undeva, nu știu, în India, într-un sat amărât și stau cu orfanii și le construiesc case și mănâncă împreună cu ei o chiflă de asta murdară de noroi. Ăștia sunt oamenii care se poartă cum se purtau creștinii din primul secol. Noi acum suntem deranjească. că N-am găsit mărimea de Adidas potrivită la magazinul cu tare și uite ce supărat sunt, mi-a stricat toată seara. Că nu-mi găsesc mărimea potrivită din modelul de pantof sport care îmi place mie atât de mult. Oamenii nu aveau așa ceva, nu aveau nevoile astea și problemele astea și supărările astea. Pentru ei gândul era, cum vedem și la Apostolii Mântuitorului, ce vrei să fac azi, Doamne? Cum să trăiesc ca să te onorezi? Și viața lor era despre Isus Hristos și cam atât. Așa că, da, cred că trăim și ne-am obișnuit să trăim într-o țară și am separat cumva în funcție de graniță lucrurile astea, fiindcă dacă ai fi undeva unde creștinii sunt prigoniți, într-o țară unde te vânează și vor să te omoare și nu te lasă să citești Biblia și n-ai Biblie, când ai prinde o Biblie, ai ști-o cu mare frenezie noaptea la lumina unei lumânări și ai fi cel mai fericit. Oracul ești obosit că vrei să te uiți la canale de filme și la alte lucruri. N-ai de Biblie, că e la îndemâna ta. Deci, tu spui că crezi că ne-am pierdut punctul ăsta focal, ne-am pierdut lucrul pe care să ne concentrăm și anume Domnul Isus asemănarea cu El, uh -huh. slăvirea numelui Lui, care automat și implicit ar aduce o altă perspectivă asupra tot ceea ce ni se întâmplă și uh -huh. poate le-am vedea pe toate ca un mijloc de a îi da, lui Slav, loc de a învăța mai multe despre el, în loc de a ne apropia de el, în loc de a ne apropia poate de alții, frați și surori de a învăța diferite lecții. Da. Dacă, dacă ne-am pierdut punctul ăsta focal, ne-am pierdut uh, concentrarea pe așa ceva, mai există cale să ne întoarcem la el? Nu cred. Știu că nu e un răspuns dorit, dar nu cred. Adică, nu cred pentru că. Uh, se propovăduiește o mântuire de asta ieftină în general în zilele noastre în biserici. Adică e mântuirea aia cu dacă ai crezut, ești mântuit. Și adevărat. Dar oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă să fie Mântuitorul Iisus Domnul lor, adică stăpânul lor. Că ăsta e cuvântul care e folosit în Noul Testament. Stăpân. Adică nu li se spune exact la ce se înhamă. Da, știi cum e, poți să ajungi să fii chiar apreciat și adorat, dacă vrei, în biserică, pentru că uite ce tânăr, să zicem, face lucrarea aia de la vârsta uh -huh. de cutare și o, uite ce mai face și așa, și el să nu fie, de fapt, preocupat de lucrurile Domnului, ci pur și simplu, pentru că există o anumită conjunctură, să fie ajuns să slujească într-un anumit fel sau să iasă în evidență ca o oiță gri printre unele foarte negre. Dar oamenii nu înțeleg că dacă e Hristos Domnul tău, El e stăpânul, El hotărăște tot ce trebuie să faci, nu tu. Și atunci, felul în care ar trebui să trăiesc fiecare zi este întrebând, Doamne, încotro vrei să merg azi? Ce vrei să fac azi? Am serviciu, da, am familie, am copii, am așa, dar mai am, uite, două ore libere. Cum vrei să le folosesc? Cum pot să le folosesc pentru a te onora pe tine? Și atâta timp cât noi zicem am crezut, deci sunt mântuit și mă trăim cum vrem noi viața, ne înșelăm și da, nu cred că putem ieși până nu se va schimba mentalitatea asta. Am auzit de mai multe ori predicatori spunând, a, păi noi nu mai suntem ca voi ăștia la al alții nemântuiții. Nu spuneau exact cu aceste cuvinte, dar spuneau să-L cunoaște și voi pe Domnul cum îl cunoaștem noi. Și studiind acum mai serios epistola către Romani, cum ziceam că m-am apucat de treabă de când am ieșit din spital, mulțumesc Domnului, am înțeles că Evanghelia este mult mai mult decât mântuirea păcătosului care nu-l cunoaște pe Domnul Isus. Evanghelia înseamnă și să mă uit la ce scrie în roman la sfârșitul capitolului, la lista aia de păcate de acolo, și să mi le subliniez pe ale mele. Și pare, dacă citești Roman 1, că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva acestor oameni care fac fel de fel înăbușa de vărul și așa mai departe, au ajuns plin de fel de fel de, fel de chestii și sunt înșirate acolo o mulțime de păcate și noi zicem foarte bine, zile Pavele, ce bine le spui, nenorociți care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu ca noi așa. Și pom începe capitolul 2 și zicești, crezi tu omule care face același lucruri, că tu ești mai braș, că tu nu o să fii judecat, o sândit pentru că face același lucruri și tu mai și judești pe ea? Și atunci, Studiind epistola către romani, am înțeles că, de fapt, Evanghelia nu e doar pentru mine de acum 25 de ani când l-am cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ci este pentru mine în fiecare zi și azi am nevoie de sângele lui Hristos care să mă curețe de absolut orice păcat pe care l-am făcut sigur de azi dimineață până la ora la care vorbesc cu tine acum. Deci, cât timp nu vom vedea Evanghelia așa și nu vom înțelege că ea Ni se aplică nouă, celor care suntem botezați și spunem că -l urmăm pe Domnul Iisus, nu putem să ieșim din starea proastă în care ne aflăm. Pentru că ne vom vedea Sfinți, prin comparație cu alții, că noi nu facem ce fac alții noi suntem mai brești decât ei. Păi când l-am cunoscut noi pe Domnul, să ajunge și voi să fiți ca noi. Când veți fi și voi ca noi, voi ce bine o să fie. Și de fapt, toți suntem niște păcătoși și toți avem nevoie de iertarea Mântuitorului în fiecare zi și de pocăință în fiecare zi. Pentru că dacă percep Evanghelia așa cum a intenționat Duhul Sfânt să o transmită prin epistola asta către romani, voi înțelege că sunt într-o stare disperată și lucrul ăsta mă va împinge spre pocăință zilnică. Pe când dacă eu zic, păi am Zis acum 25 de ani, da, vreau să te urmezi Iisuse Hristoase, și gata, nu va apărea pocăința și mă voi tot îndepărta de Dumnezeu și nu voi putea să ies, da, voi rămâne împietrit. Și mă întreb, deseori mă întreb, câți membri ai bisericilor sunt cu adevărat mântuiți? Câți îl au într-adevăr pe Iisus Hristos ca Domn? Mântuitorul vrem toți, dar să fie El Domnul nostru, Cel care... E, știți cum e? Dacă am fi sclavi, probabil că am înțelege mult mai bine conceptul ăsta de domn. Sclavul nu poate să zică, știi, eu azi mi iau liber, mă duc și mi le fac pe ale mele. Ne vedem duminică la biserică. Nu merge așa. Pe de altă parte e greu, pentru că spune că Hristos ne-a eliberat, nu mai suntem sclavi. Însă, Trebuie să ne punem în postura unui sclav, poate ca să înțelegem exact ce înseamnă că El este cu adevărat Domnul în viața noastră, nu? Adică avem o alegere de făcut. Implicit, nu suntem, suntem sclavi. Suntem, suntem. Suntem totuși sclavi, că, de exemplu, Pavel zice că e robul lui Iisus Hristos, am uh -huh. schimbat stăpânul. Uh -huh. Într-adevăr, nu mai suntem robii ai păcatului. Exact. Și asta mă tulbură pe mine deseori, că mă gândesc, Dumnezeu ne-a dat uh -huh. libertatea și puterea asta de a ieși din robia păcatului și noi nu vrem. Deci Hristos ne-a luat în brațe și noi mergem cu lanțul legat de picior și cu ghiuleaua și mi amintesc un eveniment când au fost eliberați sclavi în America, uh, erau printre ei sclavi care când se apropiau foștilor stăpâni, se speriau. Stăpâni violenți care obișnuiau să-i pleznească, să-i bată, să le dea șuturi și veneau vechi stăpâni și ei tremurau așa că se apropie stăpânul și au luat cine știe ce îmi face. Și pur și simplu nu își puteau asuma ideea asta că sunt liberi. Că au fost eliberați și cred că de multe ori și noi, cu păcatele astea care ne țin robiți, suntem într o situație asemănătoare. Ar trebui să ne ridicăm și gata, am plecat, Hristos m-a eliberat, mi-a dat puterea să ies din păcatul ăsta. Și eu nu vreau să apelez la ea. Deci suntem în continuare robi. Dice în altă parte că nu poți să faci tot ce vrei. Uh -huh. Adică ar fi niște lucruri păcătoase pe care vrei să le faci pentru că natura păcătoasă încă n-a murit și din ce am înțeles eu, nu o să moară niciodată până îl vom vedea pe Hristos, sunt lucruri rele împotriva lui Dumnezeu, dar nu poți să le faci. Adică, nu că n-ai putea, n-ai avea disponibilitatea, ci nu trebuie. Dacă ești al lui Hristos, nu ai cum să-ți dorești să faci așa ceva. De dragul Stăpânului tău. Asta e diferența. Uh -huh. Ai trecut de la un tiran care te ținea legat la un Stăpân iubitor, care va face tot ce se poate pentru binele tău veșnic, nu neapărat pământesc. Ai spus de dragul stăpânului tău și ca să mă întorc la experiența ta din spital, bănuiesc că dacă ai asta în minte, de dragul stăpânului meu, poți, poate nu cu drag, dar cu măcar cu jumătate de inimă să spui, experiența asta din spital este de dragul Domnului Sus și, și spre slava lui, nu? Da, eu am venit bucuros acasă. Știu că uh -huh. sună paradoxal, dar am zis că uh, în topul experiențelor mele cu Dumnezeu, asta e în top 3 cu siguranță. Nu aș spune că e pe primul loc, pentru că pe primul loc ar fi depresia din care m-a scos Dumnezeu, uh, iar o experiență foarte puternică și care pe mine m-a schimbat fundamental. Uh, dar da, da, deci a fost spre marele meu bine. Și e grozav dacă putem să-l avem o imagine corectă și completă despre Dumnezeu, nu ca și avea-o eu, dar încerc să înțeleg din ce în ce mai bine cum este Dumnezeu de fapt. Că El este ca un părinte și eu încerc să fiu un rol ăsta de părinte iubitor, ceea ce înseamnă și dragoste nețărmurită, dar și control. Uh -huh. Fiindcă, tocmai fiindcă îți iubești copilul și când vei avea și tu copii, Domnul să te binecuvânteze cu copii, o să vezi că nu poți să-i lași să facă tot ce vor ei. Anumite lucruri vor fi rele și tu care știi lucrul ăsta, vei face ceva ce lor nu o să le placă. Mm -hmm. Dar e spre binele lor. Și așa îl văd pe Dumnezeu. Da, îl văd ca pe acest părinte iubitor și de dragul lui încerc să trăiesc spre slava lui. Ca să continuăm un pic ideea asta și extrapolând un pic experiența ta, astăzi cu toții ne-am trezit dimineață, șocați, poate, de știrile peste tot, se vorbea despre faptul că Rusia atacă Ucraina. Uh -huh. um, cum spuneam, extrapolăm un pic tot ce am vorbit și mergem în direcția asta. Cu toții spunem că ne rugăm pentru Ucraina, suntem toții șocați, suntem uniți în rugăciune pentru, pentru ce se întâmplă acolo, pentru soldații ruși care sunt nevinovați, trimiși acolo, pentru conducătorii celor două țări și ce, altor țări care intră în discuții. Cum ar trebui un creștin, care în mod ideal, să spunem că trăiește după principiile pe care le-am discutat mai devreme, să se raporteze la un asemenea conflict. Poate un creștin care locuiește în Ucraina și este afectat în mod direct de, de conflictul ăsta, poate trebuie să evacueze locuința, poate își vede rudele trimise pe front. E, se aplică aceleași principii sau este ceva mult mai mare, mult mai grav și trebuie să ne comportăm un pic diferit, că totuși este este altceva. Dar nu sunt un specialist în domeniu. Sigur, nu, nici eu nici tu nu suntem specialiști în geopolitică. Nu vrem să dăm niște principii, dar să discutăm poate cea, cum ar trebui să mă raportez eu care îmi doresc ca Domnul Isus să fie Domnul în viața mea și să-l văd în control, suveran peste toate și înțelept Uh, incomparabil cu, cu nimeni, de ce îngăduie asta și ce ar trebui eu să, să să înțeleg din războiul ăsta care stă să izbucnească? Da, vezi. Uh, e destul de ușor pentru noi, stând aici mm -hmm. în acest studio confortabil, da. să discutăm despre ce li se întâmplă altora da, clar. Uh, la graniță, în partea aia. Uh, ce înțeleg eu din scriptură este că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Așa spune Mântuitorul. Vor fi războaie, vești de războaie, în alte evanghelice răscoale. Lucrurile astea trebuie să se întâmple. Dacă Domnul Iisus zice trebuie să se întâmple și pomă zice să nu vă îngrijorați de lucrurile astea, nu vă tulburați din cauza lor, înseamnă că e ceva dincolo de evenimentele în sine. Dincolo de faptul că există acest război, noi trebuie să fim ancorați în nădejdea asta pe care o avem că într-o zi vom merge în cer și îl vom întâlni pe Mântuitorul Isus. E foarte ușor, ziceam, să discutăm aici și în altă parte vâjie bombele, dar ce pot să spun este că Biblia vorbește în repetate rânduri despre nădejde, despre speranță. Și n-am văzut niciodată să se refere la nădejdea că o să Scăpăm cu viață, că o să fie bine, că o să avem salarii mari, că ne vom lua case confortabile, nu zice nicăieri. Cinădejdea este legată de ceea ce urmează, de viața veșnică. Și ce pot să zic este că ar trebui să ne pregătim toți, și frații noștri din Ucraina, și noi, să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul. Fiindcă, dacă te uiți în Evangheliile sinoptice, nu știu cât, când Luca zice că vor omorâ pe unii dintre voi. Deci nu se pune problema că, știi, o să fie războaie și toți toți creștinii vor fi neatinși, nu va muri niciunul, nu se va întâmpla, ci pur și simplu mesajul evanghelilor celor trei, așa cum îl înțeleg eu, este există ceva mai mult decât frământările astea de pe pământ. Concentrați-vă atenția asupra lucrurilor veșnice, care nu se schimbă. Pentru că, Zice Mântuitorul, nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți spune în clipele alea când veți fi înaintea celor care vă vor judeca, fiindcă o să vă dea Dumnezeu cuvintele potrivite. Adică oamenii din vremea aia s-ar fi îngrijorat zicând, dar o să știu eu să dau socoteală de credința care e în mine? Și Mântuitorul zice, nu, nu te îngrijora. Pentru noi pare inutilă această afirmație a Mântuitorului. Păi ce, eu sunt în situația în care să dau socoteală de credința mea? Păi de ce nu sunt? Poate asta e întrebarea. De ce nu mă aflu în situația în care să lucreze Dumnezeu cu putere prin mine și cuvintele pe care mi le pune în gură să ducă la confruntarea adversarilor Evangheliei? Deci, dacă ar fi să rezum, viața adevărată este viața care urmează nu asta de aici. Aici vom avea necazuri, unii frații noștri din Ucraina au o doză mai mare de necazuri zilele astea, noi mai puțină, dar ar trebui să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul, că ea poate veni oricând, indiferent dacă e rezultatul infectării cu COVID sau întâlnirii cu o rachetă sau alte astfel de ocazii. Cred că în situații de genul e la îndemâna omului, la natural să ne răzvrătim și să zicem, a pierdut Dumnezeu de, din control ce se întâmplă. Nu poate să-i mai ține pește sub control, nu se pot înțelege și iată că mm -hmm. pornesc un război. Există posibilitatea asta ca Dumnezeu să-i piardă de sub control și iată, ia mm -hmm. fac, fac ce vor și nu-l la pe Dumnezeu în, în vedere? Dacă nu te gândești la Dumnezeu ca la un creator omnipotent, da, există această posibilitate. Dacă știi că Dumnezeu controlează istoria și că în planurile lui este acest război din Ucraina, oricât de ciudat ar suna, o să stai mult mai liniștit. Nu zic că dacă aș fi în zona de conflict, aș sta calm și eventual și când, când stau liniștit, știu că ești domn. Nu? Probabil că aș fi agitat, aș fi preocupat să-mi salvez familia și ar fi normal să fac mm -hmm. lucrul ăsta. Dar dincolo de toate astea, așa cum știu că nu pot, zice Mântuitorul, să fac un fir de păr alb sau negru, să-i schimb culoarea, că e un proces natural, că se va întâmpla, că părul va albi la un moment dat. La fel, dacă Mântuitorul zice că vor fi războaie și că ăsta e începutul nenorocirilor, înseamnă că ele, dacă trebuie să se întâmple, se vor întâmpla și aș fi înțelept dacă mă obișnuiesc cu gândul ăsta și nu cu gândul că urmează o viață mai senină. O să scăpăm de COVID. Nu o să mai fie nevoie de măști, de vaccinuri, de ei, ce bine. O să mărească pensiile. O să și iar în parcuri, se va lansa un nou teatru și așa mai departe și să zicem, super! Dacă astea motivele noastre de fericire, vom fi dezamăgiți. Dacă ne vom concentra atenția asupra lui Dumnezeu și asupra împărăției viitoare, nu zic că vom rămâne indiferenți la războaie când se vor întâmpla lângă noi sau în țara noastră, dar vom avea acea nădejde despre care vorbește Scriptura. Aia singura care nu înșală. Dacă m-aș baza pe orice altceva, aș fi foarte trist. Dacă m-aș baza pe, nu știu, numărul de fire albe și negre din cap sau sănătate sau uh, serviciu sau tot ce fac eu, toate astea pot dispărea. Dar dacă mă ancorez de stânca de Mântuitorul Isus și acționez ca și când îl iubesc pentru că îl iubesc, atunci am o nădejde. Simt și eu asta în mod personal. Oricând Încerc să-mi bazez liniștea mentală, sufletească, spirituală pe orice, pe orice circunstanță, pe o persoană, pe o amintire a mea, pe un sentiment al meu, dau greș. Azi dimineața m-am trezit, m-am uitat pe telefon, primele știri, Rusia atacă Ucraina, sincer, am simțit cum mă acaparează anxietatea. Ce se întâmplă? vin peste noi pornește războiul la mondial, ce se întâmplă în Ucraina, oare și noi suntem în pericol, ce fac oamenii aia, oare vin refugiații, cum putem ajuta? Apoi mi-am dat seama, nu pe circunstanțe mă bazez, pe Dumnezeu care nu se schimbă și sigur are totul sub control. Uh -huh. Am început să mă rog stând în pat și am zis, Doamne, liniștește-mă că cu siguranță nu e nu nimic constructiv în anxietatea asta care începe să mă, să mă acapareze. Liniștește-mi gândurile și amintește-mi că Tu, Doamne, ești în control." Și mi-am luat aminte instant versetul care spune: uh, Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Uh -huh. Poate nu vorbește neapărat despre uh, circumstanțele astea ce se întâmplă în Ucraina, dar gândul ăsta că Dumnezeu a biruit lumea și că lumea îi se supune și că tot ce se întâmplă este după, după planul său, pentru mine a fost uh, a fost niștitor, știind totuși că sunt oameni care în momentul ăsta mor acolo nevinovați. Da, I E grozav și cred că e singura soluție să înțelegi că Dumnezeu are un plan și îl derulează. Deci ceea ce mm -hmm. se întâmplă acum este o etapă a planului lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta mie îmi dă liniște chiar când bate la ușa anxietatea, nu o las să intre pentru că zic Dumnezeu e în control. El are planul ăsta, el l-a făcut și așa se va întâmpla pas cu pas. Și ce pot face eu este să Mă încred din ce în ce mai tare în Dumnezeu. De exemplu, când am văzut și eu știrile astea de dimineață despre care spui, m-am gândit, Acum e momentul ori să intru în panică, ori să mă apuc să studiez Scriptura, cum fac în fiecare dimineață. Și am ales să studiez Scriptura. Și am mm. studiat câteva versete din Epistola către romani. Și m-am liniștit și am venit bine dispus la întâlnirea cu tine. Mă întreb, oare ce, ce ar trebui sau ce ar fi potrivit să mă rog în momentul ăsta referitor la, la conflictul de acolo. Ce să mă rog? Să, să încheie Dumnezeu conflictul ăsta mai repede, să se facă voia lui, să nu vină peste România, să... C -c -c Cum aș putea să să loc pe Dumnezeu să acționeze în momentul ăsta eu care habar nu am care este planul Lui? Da. Și cu siguranță, și dacă mi-ar spune care e planul Lui, nu L-aș înțelege și nu L-aș putea concepe și iar nu sunt specialist nici măcar în lucrurile astea teologice, dar mă gândesc că o rugăciune bună este pentru frații noștri de acolo. Dumnezeu să-i protejeze, să-i întărească, să-i facă o mărturie. Există posibilitatea ca la finalul acestui, să-i zicem, război, dacă va fi un război, să se creeze oportunități de vestire a Evangheliei, care acum nu există. Și din ce știu eu, acolo e cel mai mare număr de credincioși baptiști din Europa. Și iată deci că un număr mare de credincioși uh, pot să ajute acolo. Poate să intre în comunități ale căror uși erau închise până acum. Și să vestească Evanghelia și să fie o mărturie. Și din ce văd eu în Biblie, oamenii se rugau pentru putere în încercări. Și iar, cred că asta e o rugăciune bună. Doamne, ajută-i pe frații noștri să reziste în încercări. Să nu uh, se abată de la principiile Scripturii. Să își poarte crucea cu demnitate în fiecare zi, așa cum ne-a îndemnat Mântuitorul. Da, și cred că dacă ne amintim că din toate lucrurile Dumnezeu își trage slavă și numele Lui este glorificat în, în toate și are un plan care nu, uneori funcționează, alteori nu funcționează, ci deci este un plan creat în veșnicie, care duce către veșnicie, cred că mie este, ne este mult mai ușor să acceptăm astfel de vremuri și să ne raportăm la ele, după cum spune în Scriptură, și să nu cădem, cădem prada acestor anxietăți, poate chiar depresii, poate frici, care nu cred că sunt după, după voia lui, nu? Da, și eu cred că Mântuitorul a venit ca să avem viață și să avem viață din belșug. Și cred că atunci când se gândește la viață, nu se gândește la componenta asta materială uh -huh. a vieții. Pentru că atunci aceia care nu au mijloace materiale extraordinare ar fi nefericiți pentru că ei nu își pot permite diversele plăceri ale vieții ăsteia pământești. Cred că viața așa cum o vede Mântuitorul și care trebuie să fie din belșug, e cea spirituală. E ceea ce trăiește omul în relația lui cu Dumnezeu și cu ceilalți credincioși. Și asta trebuie să facem, să ne concentrăm atenția asupra vieții veșnice. Știu că sună ciudat când ai 20 de ani să auzi cuvintele astea, dar asta e tot ce, asta e ancora, singura ancoră care te va susține de-a lungul vieții, până la clipa întâlnirii cu Domnul. Că vine El sau te duci tu la El, întâlnirea e sigură. Și cine se gândește la lucrurile astea din tinerețe, cred că devine mai înțelept. Mi-aș fi dorit să mă gândesc și eu la ele când aveam 20 de ani. Uite că Dumnezeu te-a trecut prin diferite experiențe, unele dintre ele mai triste, mai neplăcute la vremea respectivă și ai ajuns să capeți poate o perspectivă nouă, o experiență mai profundă în legătură cu voia lui. Da, e trist. Eu mereu zic că fac carte din categoria ăstora mai fraier, știi? Sunt unii care progresează în plan spiritual pur și simplu, pentru că le vorbește Duhul Sfânt, că cite Scriptura și le vorbește Duhul ceva de acolo și ei fac progrese. Unii, ca mine, sunt mai fraieri și atunci uh, ei progresează prin încercări. Dumnezeu trimite încercări și uh, așa am progresat eu. Când pot să zic că, într-adevăr, Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut un salt înainte pe calea credinței, a fost ca rezultat al unei încercări. Mai e o categorie a celor care învață din greșelile sau din experiențele altora? și sper ca și eu și cei care ne ascultă să, să învățăm ceva din experiențele pe care tu ne le-ai povestit. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru modul în care te-ai deschis față de noi și ne-ai ne -ai povestit prin ce ai trecut și învățăturile pe care le-ai tras de acolo. Sper ca și eu, în mod personal, să, să mi le însușesc, să nu îl provoc pe Dumnezeu să mă treacă prin acele lucruri ca să le învăț, să-i demonstrezi poate că le învăț în vremuri de, de, sănătate și dacă mă va trece pe acolo să, 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 îmi dea înțelepciune și putere să mi-l amintesc și să pot să-l rog să mă învețe ceva acolo și să nu, nu neapărat să mă scoată cât mai repede că, că disper. Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru tot ce ne-ai povestit. Și eu mulțumesc mult pentru că m-ați invitat și Domnul să fie slăvit pentru toate lucrurile și să continuăm să ne rugăm pentru toți cei din Ucraina și S -s -s -s. Domnul sigur își va duce la îndeplinire planul acolo. Amin. Iată, dragi prieteni, acesta a fost episodul al lea din podcastul Prisme. Ca de obicei, sunt onorat și mă bucur de prezența voastră aici, așa că vă mulțumesc din suflet că ne urmăriți. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un comentariu să vă abonați la canalul nostru astfel încât să fiți la curent cu toate postările noastre și sigur aveți un prieten, un membru al familiei care ar aprecia dacă ați împărtăși acest episod cu ei. În încheiere vă reamintesc să nu uităm să ne rugăm pentru Ucraina și, de ce nu, să dăm o mână de ajutor pentru că sigur vor fi ocazii de a ajuta pe cei care au nevoie în momentele acestea. Îi mulțumesc eu, pentru prezență, vă mulțumesc foarte mult vă pentru că ne urmăriți și vă aștept săptămâna viitoare cu un nou episod, sper eu cu vești mai bune din Ucraina.